Tendință îngrijorătoare pentru viitorul demografic din Gorj. Vasile Păunescu, director Direcția de Statistică Gorj, a declarat că, având în vedere perioada de referință din anul 90, unde erau 15 nou-născuți la 1000 de locuitori, rata natalității din anul 2023 este de 2,5 ori mai mică, adică 6 nou-născuți la 1000 de locuitori. Pentru a avea un tablou mai complet asupra acestui indicator, am să iau ca perioadă de referință anul 90, 2000, 2010, 2020 și ultimii 3 ani, pentru care avem date, 2021, 2022 și 2023, cu mențiunea că la nivelul anului 2023 datele sunt provizorii. Deci, dacă rata natalității în anul 1990 era de 15 născuți vii la 1000 de locuitori, în anul 2000, deci după 10 ani, scăzuse la 10,9, în 2010 la 8,3, în anul 2020 la 7,9, deci la 1000 de locuitori, în 2021 7,7, anul 2022 7,3 și ultimul an pentru care avem date, cu mențiunea că sunt date provizorii, anul 2023, 6 născuți vii la 1000 de locuitori. Deci față de, dacă pornim pe întreaga perioadă, față de 90, este de exact 2,5 ori mai mică. Ceea ce spune multe despre cum va arăta în viitor. Rata mortalității din județul Gorj este în creștere, aceasta fiind de 11,3 în anul 2023. Rata mortalității, deci calculată prevenită numărul persoanelor decedate dintr-un an, raportat la populația de la 1 iulie din statistica curentă și se exprimă în număr de decese la 1000 de locuitori. Și luăm aceeași perioadă de referință, 90, 2000, 2010, 2020 și ultimii 3 ani, 21, 22, 23, pentru care avem dat. În 90, 10,9 decedați la 1000 de locuitori, 2011, 2010 crește la 11,4, 2020 crește la 13,2, în 2021 la 15,1, dar aici cred că nu coincide cu perioada, în 2022 la 12,7. Dacă 2021 și 2022 și 2020 este anul cu pandemie. Pentru că vedem o creștere. 2010 11,4, 2020 13,2, 15,1, 2021, 2022 12,7. După care în 2023 o ușoară scădere la 11,3 decedați la 1000 de locuitori. Factorii care influențează acest declin al natalității sunt numeroși, inclusiv aspectele economice, sociale și culturale.